Următoarea cursă va fi ceva mai specială. De fapt, va fi mai mult ca un joc. Un joc de a vați ascunselea. Va avea loc sub apă, într-un perimetru stabilit, între pista epavă, pădurea kelp și labirintul coral. Două echipe vor concura în această cursă. Prăzile contra prădătorilor. Dronele prăzilor vor fi echipate cu un băț pe care prădătorii vor încerca să-l fure. Dacă reușesc să elimine toate cele patru prăzi înainte să expire timpul, prădătorii câștigă. Dar dacă cel puțin o pradă rămâne în cursă, dronele lor câștigă. Atenție, totuși, nu aveți voie să atacați direct dronele oponente. Nu puteți decât să le luați bețele. Cel puțin Maroru s-ar putea întoarce întreagă de data asta. O să fim niște prădători grozavi. Nimeni nu o să poată să scape de noi. Prădătorii vor fi șoimii, zeloții, sirenele și haita. În timp ce prăzile vor fi șefii Viscol, Gemini Tau, echipa Tiki și echipa Plankton. Oh, nu! Nu cu ei! Hey! Ce s-a întâmplat? Echipa Plankton e genială! Au numai idei super originale! Da, păi, dacă să fii original ar fi de ajuns ca să câștigi, ar fi la conducere. Bine, cel puțin că suntem cu San. Ardo! Târâtul pe jos nu înseamnă că nu o să fiți mâncați. Te crezi amuzant, Manta? Uitați-l pe San, războinicul dreptății. Ce noroc că ești aici să-i aperi pe cei slabi. Sunt bine, nu am nevoie de ajutor. În viață există cei care mănâncă și cei care urmează să fie mâncați.